Iată aici, da, iată asta veste bună. Da. Infrastructura municipiului Bălți ar urma să fie modernizată în perioada următoare prin construcția de noi acveducte și semi de canalizare, reparația drumurilor locale, dar și a celor naționale care traversează municipiul. Dinamizarea activității economice în localitate. Acestea sunt câteva dintre obiectivele programului național de accelerare a dezvoltării municipiului Bălți pentru perioada 2024-2028. Aprobat astăzi de guvern. Poți să citești așa repede, cu oamenii nici nu înțeleg cât de ghinea strească la Bălți și în tot țara. Aprobat de guvern, inițiativa aparținând ministrului infrastructurii și dezvoltării regionale, domnul Andrei Spân. Programul în și perioadă trebuie să fie desfășurat. 24-28. 24-28, dar 24 crede-mă că asta-s doar declarații. Deci programul ăsta poate să înșeapă real din 2025 după parlamentare. Asta e o cătlet pentru Bălți, eu am văzut, aha, șor vrea să facă acolo un... la Iaz, zi, un șorland de ăsta de lână și tac. I-am dat noi să bătem încă cu un stadion, cu arenă, cu drumuri. E suma care au numit-o, ai văzut suma totală? Da, am uitat-o, nu mi-am notat-o, sorry. Banii și ajung numai pentru drumuri, care i-l-au declarat. Dar acolo și canalizare, și apeduct, și arenă, și așa mai departe, Gheorghe. Deci asta este o promisiune și pentru prezidențiale, că acum schimbă lucrurile la Bălți. Să mai cipească ceva pentru referendum. Și pentru parlamentari, spun că, ребята, bă, și nu vă e clar, că noi am promis că până în 2028 așa e făcut. Înțelegi? De asta, dacă lucrurile astea s-ar întâmpla, ar fi un lucru foarte bun, foarte bun, deoarece Bălțul s-au șters picioare și comuniștii când aveau toată puterea în țară. Comuniștii nu, ei numai privatizau și ei și era în Bălț. Și nu contează, că e bazinul, de pe calea ieșilor sau săli sportive și mai erau pe acolo, înțelegi? Dar puteau să construiască, aveau președinte, prim-ministru, speaker și mai departe. Este un lucru foarte bun dacă el încă o dată se va întâmpla, dar nu cred. Eu cred că doar e o combinație electorală. Dacă o să facă, că astăzi când iese la dâns primarul, ei au luat cam tâti și le-au scris lor de la Dire Nord, dar și le propune primărie, Consiliul Municipal și tot cam tot s-au ignorat, ca să știi, din planul ăsta lor tare strădit. Dacă ei astăzi vor să închidă câteva poduri, și orice pod, dacă când mergi, nu contează, prin țară la noi, să faci un fel de abiznaie de rogă, așa, vremenă. Da, dorm de ocolire, așa. Da. Ei în Bălți nu, ei pridumesc să închidă podurile, fără drumuri de ocolire. Bălți se oprește, e colaps total, înțelegi cum spune? Da, am văzut ceva de la domnul Petcu, da. Spunea că e... Adică, nu, dar eu ca constructor îți spun că acolo e problemă și pentru oameni, și mai ales pentru agenți economici. Am o spune, te rog, dacă ei vreau binele Bălțului, ia că îți spun o situație de săptămâna asta de la Bălți. Deci, PAS-ul, împreună cu socialiștii și cu acela comuniștilor, încă o dată, ia că asta e mesajul de la domnul Petcu. ПАС вместе с социалистами Григоришным и коммунистом повторно отказали в начале переговоров о приобретении автобусов. Здесь Петко вроде как интребаря, транспорт новый пентру муниципал Балт. Что требует вот у консильерля. Да, муниципал. Вот язу контра. ПАСу, социалист, ши Коля. Энцелес, да? Дой. Нкодата, спуна есть опрос. ПАС, împreună cu socialiștii, cu Коля, cu комунистом, au votat pentru păstrarea lui Moroșan ca președintele Comisiei pentru atragerea investițiilor în municipiul Bălți. Deci e deci luptă cu mafia și valetul lui Grișa Bulgaru, pasul nu, că ăsta e bun. Așa la... El nu cunoaște o limbă străină, înțelegi? Și ăsta e președintele Comisiei pentru atragerea investițiilor. Și pas cu ochii în jos, dar votează. Mai departe. Петкову пропус, как дискаркам кува страда Киевского, который интро ин ситуации де аварии был, с репари капитал страда Даваторов. Ши кресту, ярыш пас, ку социалисти, ку комунисту, а вот от контра, как сенчапа лукрерли, пентру репарация капитала стрези Даватора был. Я как там спустить сон, там была там интро саптамына, ну, жума де анди колаборали делы. Cum eu pot să-i cred pe dânșchi să fac ceva, nu pentru bă, dar în general pentru țară, după așa comportament? A, că ei îmi transmiteu nii după locale, că știu ca Dodon, că se votează în 6-7 raioane președinți de raion. Și atunci, как бы, будет поддержка, așa mai departe? Dacă la Dodon
Резьба ой, la 32 deja e truba de 110. Eu n-am nevoie de așa. Înțelegi? Complicat la voi acolo. Nu, nu la noi. La ei. La ei.